Fragment de cornișă. Bază de râștiță! Sunt piese romane astea. Cornișă fragmentară. Poarta de nord-vest. Superbă. Fiecare piesă e pusă pe un pedestal și are și cod QR. Asta ce-o fi? Cutie de sarcofag. Deci cutie de sarcofag. De pigmei. E prea mică. Aici este nu văd. Arhivată din marmură. Seamănă cu poarta sărutului. Dar e ceva în mijloc, da. Deci în anii 1600, a spus, deci secolul 17, 1600, secolul 17. Deci are vreo câteva secole. Ia să vedem și aici ce-o fi asta. Coloană fragmentară de marmură. E că mă duc pe aici, că să... Mai și abținem că ele s-au mai degradat. Tot. Bază de coloană. Ia să vedem aici ce este. De aici e cavou pe toată ziua. Ia să vedem aici este. În fine. Deci fiecare piesă e foarte importantă. Nu sunt doar niște pietre. Foarte bine că le-a pus într-un parc, să știe, să mai vină lumea. Asta nu este, asta e altceva. E un ornament. Altfel se pierdeau. Foarte frumos parcul și frumos amenajat. Chiar și asta din mijloc e interesant. Deci fiecare piesă are explicație, cod QR. Fragment de pilastru. În a doua jumătate a secolului 6, da. Deci secolului 6, deci da, 1600 și ceva e secolul 17. În fine, cred că da, cred că e din secolul 6 mai repede, nu 17. Că 17 nu era așa. Deci e secolul 6. Sunt superbe, trebuie luate fiecare și explicate pe îndelete, pentru că sunt niște vestigii. Ia să văd unde e Laurenția. Da! Da, te-am văzut! Te-am văzut!
Aici, aici. Ăsta e parcul din Constanța. Aici. Este foarte frumos amenajat. Foarte frumos. Stai că mă o să filmez și partea aia. Stai puțin. Filmez. Stai puțin. Să mă uit, dar uite ce copac frumos. Du-te acolo că mă duc să filmez asta. Din spate, dar vezi că... Stai să filmez asta, ia. Du-te și stai acolo. Că așează-te cum ar veni. Așează-te. Așa, deci... Monumentul din centrul parcului. Stai, dragă, să ai, du-te! Păi stai să filmez! Păi stai că eu filmez acum! Păi stai să filmez, să termine filmarea, să mai fie, mai durează un minut. Poți să mai stai un minut? Așa, zi-te unde vrei. Bun, dă-mi face telefon. A, și să-ți fac doar poză. Dă-mi fac doar poză. Mă iei din spate. Da. Du-te. Cam pe unde? Pe aici, da? Hai, pe unde? Vezi să nu hai. Da, hai. Stai așa. Hai. Hai că merge, hai că am făcut. Gata, hai că am făcut. Ia, stai să mai fac și una așa. Hai că gata. Da. Ia. Ce scări, sunt foarte periculoase scările astea de aici. E, ia, scări, am zis. Ia uite. Tu călcași și la lampa aia. Eu nu calc și calci tu. Cal, s-o mai pasă. Vezi că ți s-a desfăcut și rând. Da, da, lasă că văd eu. Au, uite ce era să cad. Uite, e și un ceas aici. De pescărușii. Da. Da. N-am. Lasă că leg, lasă, ai răbdare să termin filmarea. 8:20. Constanța. Ne ducem pe faleză. Ăsta e ceasul din Parcul Central. Zici ceva de încheiere. Gata. Toată populară asta e cu tradițiile noastre. Da. Bulevardul Tomic, ăsta este. Da, ăsta, ăsta mare. Da, da. Că mă... Vezi că e șanțul ăsta. Da. Stai puțin să filmez. Ce-i? Aici vrei? Uh-huh. Păi și cu ce-ți fac? Cu ăsta? Hai, că-ți fac așa în video. Gata. Gata, hai. Da, da, am făcut un video.
Păi în video am făcut-o. Asta nu era acum un an. E făcut un design frumos. Vezi că merg mai repede. O pisică. Asta e Bulevardul Tomis, este un fel de centru vechi din București. Cam așa arată. Nu, merg mai repede! Nu merge repede, eu merg un pic mai repede ca filmez. Ce ai zis? Da, ia uite. Niște ursuleți frumoși. Uite ce frumoasă e casa asta. Case frumoase. Arhitectură frumoasă. S-a mai și refăcut. Ia uite ce arhitectură aici. Ceramică glazurată. Nu? E făcut frumos. Și gol. Și întâi mai dimineața, îți dai seama. Ar trebui să sfârâie. Da? Uite, astea îmi plac. Ce frumoase sunt. Câteva pisici sunt aici. Unde? Da, stai. Eu. Arhitectura orașului, centrul. Ăsta e centrul, da? Ha? E muzeu, la muzeu. Au, să mișcă, bate vântul, hai. Hai că bate vântul. Vreau să mă iei de aici. Da, hai, du-te. Dar vreau să-mi faci poză. Păi poză fac, nu înțelegi? Fac un video. Hai să văd, să se vadă tot. Gata? Gata? Hai, hai să fac și așa.
Hai. Hai până la moschee. Asta este Muzeul de Istorie Națională Arheologie Constanța. Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța. Da? Casa cu lei. Hai. Gata. Gata, hai. Nu știu dacă mi-a făcut. Întâi mai. Thank you.